Nu te cred că merge în pat. Băi, ești nebun, asta? Ia uite. Salutare și bine v-am regăsit la un nou challenge unde astăzi o să încercăm să rezistăm timp de 24 de ore pe hoverboard. Și șazi aici. Salut. Așa că dacă noi o să rezistăm timp de 24 de ore să stăm cu hoverboard-ul în picioare, ei bine, vom câștiga 4.000 de lei de la Dia. Așa că ea a pregătit deja banii. I-a dat dinainte. Aici sunt banii. Cred că sunt 4.000 de lei, sper că nu m-a fentat. Și bineînțeles, o să trebuiască să rezistăm timp de 24 de ore. Așa că, dați un like de la început dacă credeți că o să terminăm acest challenge, cu toate că mi se pare destul de greu și cam imposibil într-un fel, dar oricum sper să ies la o negociere destul de bună în caz de nu reușesc. Oricum sper să reușesc, așa că nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, aveți totul în descriere, fără alte discuții. O să trebuiască să port hoverboard-ul în picioare la orice o să fac astăzi. Așa că hai să-i dăm bătaie direct la challenge, fără alte discuții. Să-i dăm bătaie! Hai că încă știu, acest lucru nu se uită, e ca mersul pe bicicletă. Deja am amețit. Haide cap, deja sunt mort, amețit, nu mai știu ce e cu mine. Deci o să mă plimb puțin pe aici, sper să nu dau cu capul. Singura regulă este că nu trebuie să iau picioarele de pe hoverboard. În rest pot să fac ce vreau eu. Adică nu știu, să stau, să dorm, să mănânc. Doar trebuie să țin picioarele pe hoverboard și șazi se tot uită la mine. Asta este principala regulă. Așa că eu m-am gândit la o singură chestie. Ca să nu zboare hoverboard-ul din picioare, o să fac chestia asta. Ok. În poziția asta am voie să stau, doar că trebuie să țin picioarele pe hoverboard. Așa zi dorești ceva? Și eu m-am gândit să îmi lipesc scociul de hoverboard. Ok, încă merge. E ok. Nu l-am stricat până acum. Hai, băi, stai aici, băi. Să nu încercați în viața voastră așa ceva acasă. Ia să vedem. Cam greu. Ok. După 10 minute de chin, am reușit. Ce? Nu te lași așa de te sperie. Ție mai te sperie? Mă țin după tine. Vin după tine. Fugi că vin după tine. E speriat. Da. Și cam așa arăt eu. Cu scociul. Și în caz de vreau să cobor scările sau ceva... Acum eu o să stau puțin, pentru că mai am niște treabă la calculator și ne revedem după ce termin toată treaba. Și cam ceva de genul o să stau, ia. Bă, deci cea mai tare chestie, fiți atenți la chestia asta. Deci dacă n-am văzut așa ceva în viața mea... Bă, ești nebun la cap? Nu te cred! Bă, o să cad, o să vomit. Nu vreți să știți ce am făcut pe jos. Drifturi cu hoverboard-ul, nu te cred. Ia uite ce am făcut pe jos. Da, alea sunt semne de la hoverboard. Perfect. După 45 de minute de chin, mă rog, nu prea a fost un chin, cine știe ce, pentru că mai mult am stat doar în scaun, iar eu am în continuare lipit hoverboard-ul de mine. Salut, Shazi, ce faci? Ce mai faci? Cum mă mai duci? Tot e ok, bine și frumos. Și am stat 45 de minute până am terminat și eu de făcut ce aveam de făcut aici la editarea vlogurilor și așa mai departe. Și acum faza nașpa este că trebuie să cobor la bucătărie și cu bucătăria este la parter. O să fie cam greu. Doamne ajută să nu mă accidentez pe scări. Tocmai de aia cel mai bine este că am pus scociul ăsta pe mine, pentru că dacă nu l-aveam... Și... Am încercat eu odată să cobor cu hoverboard-ul pe scări și nu a ieșit prea bine. Faza e că m-am rotogolit cu picioarele pe sus, dar oricum. Hai să vedem dacă reușesc să cobor cu hoverboard-ul de data asta, lipit cu scotch. Reușesc sau nu reușesc? Deschidem frumos ușa și faza e că în momentul în care deschizi ușa, este un prag acolo pe care habar nu am cum să-l trec. Ia uite așa. Ia. Haide. Este. Avem dita mai scările acolo și eu trebuie să le cobor. E, acum vine partea cea mai nașpa. Ok. Haide, capul meu. Oleu. De ce? De ce te duci în față? De ce te duci? Uai, mamă. Doi.
Nu încercați așa ceva. 3 4 Mor. Nu mai am fundul nimic. 5 6 7 Hai că am reușit, n-a fost așa rău. Închidem ușa de la bucătărie și dacă vă întrebați cumva cine mi-a dat camera, a fost Dia, pentru că am strigat după ea și a trebuit să vină să-mi dea camera de sus. Pentru că eu clar nu puteam să mă urc înapoi ca nebunul și după aceea să cobor. Ok, o să-mi fac ceva de mâncare, pentru că am niște ouă pe aici și mai am și probabil... Stai băi că aveam ciorbă făcută, mă! Deci, dacă nu vă zic că ciorba este mâncarea mea preferată, ia uitați ce frumos arată. O ciorbă de pui, mamă, îmi plouă în gură deja. Așa că după ce termin de mâncat, mă pun jos frumos și mâncăm. Bineînțeles cu hoverboard-ul în picioare. Sau mă rog, cu mine pe hoverboard. Ne revedem imediat după. Perfect, am terminat de mâncat și acum pornesc chiar ăsta, că l-am avut. Până acum a trebuit să mănânc la masă și bineînțeles l-am mâncat cu ăsta în picioare. Mă rog, greu nu e, dar sper să duc până la capăt. Până acum, bine, în 15 minute eu am terminat de mâncat. Mănânc foarte repede de felul meu. Așa că acum hai să vedem cum ne descurcăm. Pot să mă ridic? Ia să vedem. Hop! Ușor, ușor, boss, ușor. Ăla-i. Și-am plecat. Perfect. Iar acum am plecat și vedem ce mai facem azi. Faza nașpa că eu trebuie acum să urc la loc. Hai de cap, mă. Poate l-au urcat e mai ușor. Bă, frate, e greu de mă dor picioarele de mor. Și tot așa urc cu fundul, iar apoi în picioare. Okay. Am urcat încă o dată. Ridic picioarele. Încă o dată. Bun. Hai că am reușit. Hai că am reușit. Ne vedem direct sus pentru că mă doare mâna să țin și camera asta. Deci dacă nu am murit, încă am ăsta în picioare. Bă, 5 minute m-am chinuit ca să urc toate scările acestea. Ba, stai că iar trebuie să fac aceeași chestie. Să depășesc pragul ăsta. Mamă, ăsta e parcă e mai greu decât ăla. Hop, ăla e tata. Mamă, ce... Uite, așa dorm, de seară, cu ăsta în pat. Ia. Bă, nu te cred că merge în pat. Nu te cred că merge în pat. Bă, ești nebun, ăsta. Ia uite. Nu te cred. Bă. Aoleu, nu cred că am făcut bine. Deci așa ceva n-am văzut în viața mea. Nu încercați așa ceva acasă, că e foarte periculos. Așa că mă relaxez puțin, mai am treabă pe telefon. Mai răspund niște la comentarii de ale voastre și ne vedem după, că mor. Ca să vă explic exact ce s-a întâmplat, încă sunt cu hoverboard-ul în picioare și la modul cel mai serios. Ia uitați. Bă, asta e cea mai comodă poziție posibilă. Vedeți? Din păcate l-am uitat deschis, dar nu-i problemă pentru că nu se consumă bateria dacă nu o plimb cu el. Și faza nașpa este că tocmai am fost sunat și din păcate trebuie să plec. Doar că trebuie să plec cu mașină. Din păcate nu am cum să conduc mașina în halul acesta pentru că, Doamne ferește, poate se întâmplă ceva și nu încercați în viața viților așa ceva. Așa că o să am nevoie de picioarele mele. Până la urmă cred că am rezistat aproape 3 ore. Da, cam 3 ore am rezistat pentru că mai mult am stat și nu am avut cine știe ce, doar că să urc scările acestea și a trebuit odată să mă duc la baie și nu am filmat asta pentru că mă scăpam pe mine de umor. A trebuit să mă duc la baie. Și da, chiar m-am dus în hoverboard. Vreau să văd dacă pot să reușesc. Bă, nu, e lejer. Din păcate, nu am dus acest challenge până la capăt, pentru că dacă nu se ivea chestia asta că trebuie să plec acum, îl duceam până la capăt. Cred. Dacă nu, aia e. Ok. Din păcate, nu am câștigat banii. Uite, toată ziua mi-a făcut un chin chestia asta. Hoverboardul ăsta. Bravo, boss. Tot așa să uți.
E bine măcar că nu a explodat sau ceva de genul acesta, pentru că dacă exploda era nașpa. Așa că dacă vreți să faceți acest challenge, nu îl faceți în viața vieților voastre. Așa că aveți mare grijă cu hoverboard-urile acestea, pentru că mai sunt unele chestii nașpa la ele. Mamă, și m-am dezmorțit și eu la picioare, pentru că sunt doar cu ăla. Dar poate îmi dă măcar jumătate, pentru că am încercat. Și dacă mai vreți astfel de challenge-uri, nu uitați dați un mare like, să ajungem la 20.000 de like-uri, bineînțeles, să mă urmăriți pe Instagram și pe Dia, urmăriți pe Instagram, aveți totul în descriere. Și bineînțeles că întotdeauna vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari dansatori. Și bineînțeles, ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!